pe sală cu drag. Bucuria așa de duminică. Ce fac oamenii care sunt profund îndepărtați de conexiunea cu Dumnezeu? Ce fac oamenii care nu îl au pe Dumnezeu în sufletul lor? Ce caută ei? Ei caută răspunsuri. La cine? La terți. La alte persoane care oficial au trecut prin aceleași tipuri de evenimente negative așa cum trec ei și care ei la rândul lor s-au îndepărtat de bunul Dumnezeu, se strâng într-un loc și caută răspunsuri. Răspunsurile la problemele pe care le avem le putem genera oricând. Iar prima formă de generare a acestui tip de răspuns are legătură cu lipsa credinței, respectiv cu lipsa contactului cu Dumnezeu. Că ne ferim de Dumnezeu, că ne este rușine de Dumnezeu, că nu vrem să ne uităm către Dumnezeu din frică, reprezintă câteva elemente reale din viața noastră. Acum, când noi căutăm răspunsuri, acele răspunsuri uneori apar, alteori ne sunt induse și alteori ne sunt sugerate cu umor sau cu teamă. Inducerea acestor forme de răspuns are la bază, evident, o singură structură, denumită manipulare. Ce aud, ce văd, ce cred că aud, ce cred că văd, ce cred că simt. Dacă un om lângă tine susține că simte ceva, tu te vei gândi că ai ceva în neregulă, că tu nu simți la fel aceleași lucruri. În conformitate cu acest gând, tu vei căuta un răspuns care să stea la baza următorului tip de întrebare, următoare întrebări. Ce am eu în neregulă de nu simt la fel cu cel de lângă mine? Uite, el simte și primește un răspuns. Eu de ce nu simt? Eu ce am? Ce avem de nu simțim la fel cu aceeași intensitate și către aceeași direcție să mergem ca un batalion? Să avem parte de răspunsuri, da? Dar ce tip de răspunsuri noi căutăm? Să fie niște răspunsuri complicate? Da, că așa e viața noastră. Să fie niște răspunsuri false care stau la baza ideii de a îngropa vinovăția? Da. Te duci, de exemplu, într-un loc unde ești ales figură paternă, în cazul unui grup care se realizează. Și stai și te gândești, cel care te-a ales drept figură paternă a fost pus să te aleagă drept figură paternă? Da, dar vine partenerul tău din viața ta de zi cu zi umană, cea din realitate, nu de la televizor, nu din spațiu virtual, ai uman, care spune așa: eu cred că altfel nu ți-aș spune, că tu ți-ai dori să fii figură paternă. Da, dar tu stai și memorezi ceea ce ai făcut. Nu ți-ai dorit sub nicio formă să fii figura paternă a grupului. Ai stat într-un colț, pe un scaun și ai așteptat să auzi niște răspunsuri ale altora, că poate te reprezintă și pentru tine. Brusc, cineva te indică ca fiind figură paternă, iar tu stai să te gândești. Să fi fost o regie, teatru, film, un fals, sau să fi fost mâna lui Dumnezeu. N-are cum. În schimb, faptul că partenerul tău s-a gândit că tu ai fi putut să-ți dorești o figură paternă, te duce cu gândul la următoarea variantă de credință. Partenerul tău crede că ție îți lipsește figura paternă. Când el crede asta despre tine, categoric, în universul lui personal, are dreptate. Tu nu ai de ce să-l contrezi pe partener în această supoziție pe care el o realizează. Dar nu trebuie să te lași nici influențat de ideea lui, fiindcă dacă te vei lăsa influențat, ar însemna că ideea ta se anulează. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi, noi avem o idee pe care tindem să o
metamorfozăm în alte zeci de idei pe măsură ce ascultăm lucruri. La final de o oră, trei ore sau o zi întreagă, ideea noastră principală a dispărut. Respectiv, ea nu mai există în formula inițială. Ceea ce înseamnă că o persoană, un eveniment, o acțiune, o vorbă, un dialog, o idee, au fuzionat cu noi, îndepărtând gândul nostru primordial. Doar că, fără a strânge o informație, gândul primordial poate fi fals, profund sabotor, sau doar instinctual. În rare cazuri, dar ele făcând parte din ideea de misticism, ele ne sunt induse cumva karmic, cumva divin. Lucru care se întâmplă rar și este puțin probabil să se repete, iar aceste lucruri se întâmplă când facem post azimă, cu apă sfințită, cu gânduri pure, cu somn îndestulător, fără furie. Atunci da, poți primi un anumit tip de informație după o perioadă lungă de timp, în care nu exiști pentru nimeni decât pentru tine. Neputând face aceste lucruri, restul elementelor care fac parte din viața noastră au sau nu legătură cu universul nostru personal, ce se află într-o continuă expansiune. Respectiv, credințele noastre care ne sabotează sunt iluzorii, ne fac rău sau sunt propuse de alții, în așa fel încât atunci când mergi pe autostradă și citești din loc în loc două elemente, conduceți prudent, automat te gândești la ceva fatal. Sau celebra expresie care, evident, de la începutul războiului din Ucraina este profund falsă: Basarabia e România. E România are valoare. Basarabia e România nu are valoare niciodată, niciun tip de univers. Să-ți mai dau un exemplu. Când treci pe lângă mai multe magazine care vând flori, îți alegi în prima fază culoarea preferată, după care vânezi, totul se întâmplă în câteva secunde, floarea cea mai bogată pe care vrea să o cumperi, să o aduci în curtea ta. Treci de ele și începe părerea de rău. N-am oprit, n-am avut unde să opresc, încep argumentele și te gândești dacă ceea ce tu ai gândit este în mod real adevărat sau fals. Așa se întâmplă și cu ideile noastre. Ne trezim dimineața, ne spunem un tatăl nostru, mergem la toaletă, ne spălăm dinții, bem un pahar mare de apă, de care alegem noi, apă să fie, mâncăm sau nu lucruri bune pentru sufletul nostru sau ne sabotăm pe întreg parcursul zilei, mâncăm mizerii, mergem la job și încep să apară idei, de la cum lucrăm cu oamenii din jurul nostru, la cum interacționăm, la ceea ce vorbim cu partenerul de cuplu, la nevoile pe care le simțim în capul pieptului de a spune, de a face, de a exprima ceea ce gândesc, de a ruga să se întâmple ceva, de a alterna empatia cu lipsa de empatie, o multitudine de evenimente și acțiuni. Când trecem pe stradă și mergem și vedem elemente de tip absolut autohton, magazin, amanet, casino, farmacie, ne dăm seama că avem nevoi de a fi mai sănătoși, a avea noroc, a cumpăra lucruri sau a amaneta lucruri. Sufletul și gândurile nu se amanetează. Ele formează un tandem. Atunci când alegi un lucru, lucrul ăla a fost ales conștient. O haină, o culoare de haină, un anumit tip de încălțări, un accesoriu, o pereche de ochelari banală, un anumit tip de a-ți forma barba, modul în care privești, ceea ce spui, când deschizi gura și cu ce tip de dicție, ce cuvinte alegi, țin toate acestea de o binecuvântare care se numește așa: propria ta alegere.
când propria ta alegere se bazează pe o structură de parteneriat la job care este elementar nemulțumit sau o structură de parteneriat acasă care se bazează pe ideea de inducție-inducere, două lucruri diferite, sau pe ideea apariției nemulțumirii în raport cu copiii. N-am făcut, n-am fost lângă el, n-am putut să fiu lângă el, aș vrea să, dar nu reușesc. Țin de un element profund sabotor care se numește autopedepsire. Autopedepsirea face conexiunea dintre varianta ta actuală, cea în care te regăsești astăzi, și toate variantele tale trecute, în care, chiar dacă ai conștientizat elementar nevoile pe care le ai, nu ai fost capabil, fiindcă, și aici avem două puncte, nu ai fost îndeajuns de pregătit, nu ai simțit cu aceeași intensitate, nu ai știut ce să spui, nu ai avut experiență. Ca să te îndrepți către un element care se numește grijă de tine, te afli în incapacitatea de a avea grijă de tine. Această grijă de tine are legătură cu acceptarea sau nu. Nu se pune problemă de acceptare parțială a tuturor elementelor ce intră în contact cu tine și care aparent au legătură cu tine. Un mesaj publicitar, o reclamă, un sunet generează o amintire pe care tu ai înmagazinat-o. Acea amintire generează un sentiment de care tu ești capabil să îl ai, să îl simți, să îl integrezi, să îl înțelegi și să te bucuri de el. Nemulțumirea este cea care te face să stai în expectativă, fiindcă tu oricând te aștepți că se poate întâmpla ceva mai rău. În cazul psihologiei, psihologul practicant, în speță psihologul care practică psihologia, nu practicant ca denumire, va vizualiza doar boală în jurul său, doar nebunie în jurul său, doar elemente ce țin de lipsă de cogniție sau micime emoțională, doar depresie, anxietate, furt de identitate, furt emoțional. Și se va feri prin tot ceea ce spune sau face, în așa fel încât elementele ce țin de el să nu fie vizibile publicului larg, chiar dacă oficial omul este perfect transparent. Gândurile pe care le are un om dimineața îi vor aparține cât timp nu le va comunica. De aici intervine noțiunea de tăcere / răceală în cuplu, în familie, cu colegii din echipă. Și ești privit ca o persoană care nu zâmbește, o persoană rece, o persoană ce nu are emoții, chiar dacă tu în interiorul tău te bucuri pentru lucrurile mărunte care se întâmplă în toată viața ta. Dar ai conștientizat că cu cât ai să te bucuri mai mult de anumite elemente, nu te vei bucura de un element de care ai reușit să nu te bucuri timp de ce vârstă ai tu. Uite, mă dau pe mine de exemplu, anul acesta fac, cu ajutorul bunului Dumnezeu și al familiei mele, 45 de ani. Respectiv, nu te-ai bucurat de conexiunea cu tine. Și aici avem trei întrebări.
cine sunt, ce sunt, ce simt că sunt. Ultima întrebare se împarte și ea în trei. Ce simt că sunt în familie, ce simt că sunt ca persoană vizibilă, ce simt că sunt ca bărbat sau femeie. La ultima adnotare, ce simt că sunt ca bărbat sau femeie, mai avem o adnotare. Ce simt că sunt ca bărbat sau femeie în prezența partenerului meu. Iar de aici avem o disjuncție. Fericit sau nefericit. Nu există noțiunea intermediară neutru sau fluid. Respectiv, astăzi sunt fericit, mâine sunt nefericit. Să ne întoarcem la răspunsul primei întrebări din acest scurt podcast. Dacă vei simți că îți pierzi identitatea, te rog să faci un lucru minunat pentru tine. Să nu te mai lași influențat și să spui lucrul ăsta. Mă simt dezamăgit de faptul că nu crezi ceea ce spun. Este un lucru absolut fenomenal, de simplu, de integrat, fiindcă altfel vei simți că ceea ce tu ai gândit, de fapt, în mod real, a fost schimbat. Nu permite să nimănui să-ți schimbe felul în care tu gândești, fiindcă în felul în care tu gândești este doar al tău și îți face doar ție bine. Și atât timp cât conexiunea cu tine a fost una de proastă calitate un număr mare de ani, atunci tu ai nevoie în mod real să ai o conexiune cu tine foarte bună. Te salut cu drag, eu sunt Radu Leca și de 18 ani repar și construiesc suflete și oameni. 0754 999 444. Sună-mă dacă ai nevoie de mine.